tuturor, eu sunt Petro și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Altceva. În această seară am alături de mine un tânăr foarte talentat din zona Mehedinți, fost fotbalist, care a lăsat meciurile pentru a marca folclorul prin talentul său. Stăm de vorbă cu Cosmin Bârlan. Bine ai venit, Cosmin, pe la noi, ce mai faci? Bună seara, bine te-am găsit. Ce să fac? Sunt foarte bine, sănătos, mulțumesc lui Dumnezeu și foarte, foarte bucuros că sunt astăzi la voi în emisiune. Și noi îți mulțumim foarte mult că ai venit aici alături de noi. O să avem un vibe mișto, o să avem provocări, o să fie foarte tare această emisiune, așa că rămâneți alături de noi până la final să vedeți despre ce este vorba. Cu siguranță o să fie o emisiune senzațională. Spune-mi, te rog, Cosmin, de ce ai părăsit fotbalul și ai ales această zonă a folclorului? Păi nu știu dacă l-am părăsit, eu am mai povestit lucrul acesta, cred că muzica m-a ales pe mine, pentru că cumva am considerat întotdeauna că Dumnezeu ne trasează așa la fiecare câte un drum și iată că drumul meu a fost să merg pe acest drum frumos al muzicii. În momentul de față sunt extrem, extrem de împlinit și de bucuros cu ceea ce fac. Și aș putea să-ți spun că n-am renunțat definitiv nici la fotbal, încă merg cu prietenii la sintetic. Dar ce-i drept, am avut un ghinion în ultimul timp și mi-am rupt piciorul la, chiar aici în Târgu, și mi-am rupt piciorul la fotbal. Dar o să revin cât mai curând și pe gazon. Am înțeles. Da. Dar spune-mi, cine te-a ajutat așa sau cine ți-a ghidat pașii spre folclor? Păi, în familia mine sunt două nume importante ale folclorului nostru din Oltenia și nu numai din Oltenia, al țării. E vorba de Anica Ganțu și Mariana Ganțu, care au fost lângă mine de la început și m-au ajutat cu tot ce am avut eu nevoie. E un lucru extrem, extrem de important să ai pe cineva care să-ți dea un sfat sau să, eu știu, sau să te ajute la un cântec, pentru că acum cu siguranță știi și tu cât de greu se fac cântecele și eu am avut susținerea lor în totalitate. La fel cum am avut norocul, de exemplu, să fiu din sat cu doamna Angelica Stoican, care m-a ajutat la fel, cu foarte multe sfaturi, am fost în preajma dumneei și am învățat extrem de multe lucruri. Care au fost primii tăi pași? Primii pași? Da. La grădiniță. În folclor, bineînțeles. Primii pași în folclor au fost în 2018 sau, nu, 2017. Și vreau să spun că prima dată în viața mea când am cântat cu orchestră de profesioniști a fost cu Petrica Nicoară Sârbu, căruia i-am mulțumit peste tot pe unde eu am mers, pentru că a fost primul om care a crezut în mine și primul om care m-a sunat la telefon și a zis: Cosmine, tu trebuie să vii la Timișoara, trebuie să cânți cu noi pentru că ești foarte talentat și crede-mă că e păcat de talentul tău să se irosească așa. Și chiar așa am făcut, am pus una pe telefon, i-am spus că merg la Timișoara, am urcat în mașină și așa a început cariera mea în muzică. Odată ce ai ajuns acolo și așa, cât de greu ți-a fost? Cum a fost parcursul acesta până în momentul actual? Păi, nu știu dacă a fost neapărat greu. Cred că în orice carieră, în orice domeniu ai fi, începutul e greu. Cu siguranță au fost oameni care au crezut mai puțin în mine și în ceea ce vreau să fac legat de muzică, însă eu am o vorbă pe care o știu de la bunica mea, că am vorbit cu ea mai devreme înainte să vin în emisiune. Bunica mi-a zis așa: mumă, dacă tu mergi, cum vorbește ea în grai ca la Mehedinți, mi-a zis așa: mumă, dacă tu mergi la o nuntă și din 500 de oameni ce plac 400, păi să pleci mulțumit acasă că e perfect. Adică nu trebuie să te iubească toți, că ar fi, cum să zic, nici nu e normal, cred că e un lucru imposibil de realizat. Eu dacă merg la un eveniment sau pe drumul meu, dacă ajung să mă iubească 80% din oamenii care apucă să mă cunoască sau care mă văd la televizor, pentru mine e o mulțumire extraordinar de mare. Le mulțumesc și celor care nu mă iubesc, pentru că trebuie să mă accepte pe ecran și să mă accepte pe la evenimentele pe unde sunt iubit de majoritatea oamenilor. Fii atent, ai spus ceva de bunica ta, care da. Eu personal n-am cunoscut-o, dar aș vrea, pentru că am auzit că ai o relație foarte specială cu ea. Aș vrea să te provoc să o sunăm, că oricum o să-ți răspundă la telefon și e foarte curioasă și de emisiunea aceasta și o să te urmărească 100%. Să o sunăm și să îi cânți așa ceva ei special pentru ea, ceva care să o mulțumească, să cumva tu să-ți exprimi de fapt mulțumirea pentru tot ceea ce a făcut ea pentru tine. Fii atentă, putem să facem, să-ți arăt cât de talentată e și bunica, putem să facem următorul lucru. Uite, te provoc eu, dacă răspunde bunica, să o pun pe ea să cânte ca să vezi de unde e talentul la mine în familie. Ok. Crede-mă că de fiecare dată când merg la munte la bunica mea,
Deci nu intru în casă bine și zice, mă, uite, am mai auzit un cântic, vino să ți-l spun. Ce tare! Hai să sunăm pe bunica. Cum o cheamă? Aritina. Păi da, dar lasă că știu eu că tu îi spui altfel. Îi spun Miți. Miți, hai să sunăm pe bunica. Vreau să-ți spun că se uită și bunicii din partea mamei, să știi că iubesc la fel de mult și sunt pe convinsă, ei. Sunt convinsă. Și cu siguranță o să fie o bucurie mare pentru ei să mă vadă aici. Îi salutăm și pe ei. Îi salutăm și pe ei. Să urmărească și ei ce se întâmplă. Da, o sunăm pe Miți că ea e talentata familiei. Exact. Oh, ce ai făcut? N-are semnal, că stăm cameră cu semnalul. Mai încercăm o dată, dacă nu, până la sfârșitul emisiunii trebuie să răspundă. Ne sună ea înapoi dacă nu. Nu răspunde. Nu are semnal. Asta este. Da. Dar vedem, dacă prinde semnal și vede apelul tău, poate ne sună. Cum să nu? Bun, am vorbit așa puțin de bunica, că ai zis că e o relație specială cu ea, dar spune-mi dacă... nu știu, spune-mi despre prima ta piesă. Tu ți-ai scris prima ta piesă sau versurile pe care tu le cânti, le și scrii? Prima mea piesă a fost Hai cu dansul ca la munte, pe care mi-a făcut-o mătușa mea, Anica Ganțu. Știu că eram cu mama și cu tata după perioada când am ajuns la Timișoara și mama cu tata tot îi spuneau, păi uite că e nepotul tău și nu-i faci niciun cântec și așa. Și a zis, vine mai că-i fac un cântec. Toată lumea spunea să-mi fac cântecele mele, că de fapt, mai ales în folclor, cel mai important lucru este să îți faci un repertoriu și să ajungi cu timpul să mergi să-ți cânti la evenimente piesele tale. Exact. Să fie autentic. Exact. Și prima piesă pe care am avut-o a fost piesă făcută de mătușa mea, Anica Ganțu, Ai cu dansul ca la munte. Dacă vrei, uite-ți-o și cânt. Hai să cântăm. Sunt cam răcit, ți-am zis, dar o să iasă bine și răcit. Fii atentă. Hai cu dansul ca la munce, la e la la era la, să jucăm ora înainte, la e la la era la, ci la mic parne la mare, la e la la era la, joacă-n dans de sărbătoare, la e la la era la, joacă-l binișor, dansul pe un pișor, joacă-l leganat ca la noi în sat, joacă-l binișor, dansul pe un pișor, joacă-l leganat ca la Prejna în sat. Oh, bunica-i de la Prejna, așa este. Da. Vreau să-mi spui, foarte frumoasă piesa, și vreau să-mi spui dacă te consideri norocos. Mă consider extrem de norocos. În primul rând mă consider norocos că am o familie frumoasă, că eu știu, am niște bunici senzaționali, niște părinți senzaționali care mi-au dat o educație aleasă și oamenii care mă cunosc cu siguranță pot să trag o concluzie legată de lucrul acesta. Mă consider norocos pentru că, așa cum ți-am zis, am în familie pe mătușile mele care mă ajută indiferent de situații. Dacă eu le pun mâna pe telefon și le sun la două noaptea, uite, vreau să fac cântecul ăsta, la două noapte mă ajută. Mă consider norocos că sunt sănătos și că sunt toți cei dragi sănătoși. Cred că asta e primordial în viață, că să știi că tot timpul pe unde merg pe la evenimente și așa am discuții cu oamenii și îmi spun, uite, ești foarte sociabil, ești așa, sau nu ne gândeam că ești, eu, nu știu, atât de accesibil ca și om. Și eu le spun că, de fapt, și cântatul și orice meserie ai avea e doar acolo și în restul timpului ești om printre alți oameni și dacă nu ai caracter și nu te comporți frumos cu oamenii la rândul tău, poți tu să fii cel mai bun pe cântat, că exact, e inutil. Da, contează foarte mult să știi să te faci plăcut, să lași un loc de bună ziua. Exact. Spune-mi cât de mult contează să fii sprijinit în ceea ce faci, în ceea ce îți place să faci mai ales. Păi nu cred că există un om să poată să se ridice fără să fie sprijinit de cineva. Nu cred. Sau dacă există cineva care spune asta, eu cred că minte. Pentru că ai nevoie, așa cum am vorbit mai devreme, ai nevoie în primul rând de sfaturi. Sunt oameni care au trecut pe drumul pe care eu merg acum, sunt oameni care au trecut. Ți-am vorbit despre doamna Angelica Stoican, un om la care țin extrem, extrem de mult. Și chiar vorbeam cu dumneai, am mers la București la niște filmări și îmi spunea, Cosmin, dacă pot să te ajut cu ceva, gândește-te că eu am trecut pe drumul ăsta și pot să mă întreb, că îți spun cu tot dragul ce cred eu că e bine. Tu trebuie să te gândești și să analizezi situațiile și să iei cea mai bună decizie pentru tine. Iar referitor la ce tu m-ai întrebat, eu
am fost susținut de oameni și sunt susținut de oameni, mulți, în primul rând de familia mea și de oameni minunați pe care îi prețuiesc și cărora le port un respect deosebit. Iar ei se știu, cu siguranță fac parte din viața mea. Spune-mi, dacă ar fi așa, să descrii familia, că tot am vorbit despre familie, da, în 5 cuvinte, care ar fi acelea? Pua, întrebare grea. Nu știu, oameni simpli, cu suflet curat, cu gânduri drepte și bune, cu frică de Dumnezeu și cu iubire pentru oamenii din jurul lor. Sunt niște oameni empatici și de viață. Da, sunt foarte empatici. Foarte frumos, foarte frumos, da, spus. Fii atent, hai că mai trecem puțin prin subiecte și vreau să te întreb așa. Cât de mult contează banii, cât de mult contează talentul? Păi, dacă mă întreb pe mine ca și părere personală, cred că talentul poate să răzbească fix cu ceva ce m-ai întrebat mai devreme. Doar dacă în drumul tău întâlnești oameni buni care să-și pună amprenta asupra ta și să te ajute. În schimb, dacă ai talent și nu întâlnești niște oameni care să îți spună ce-i bine și să te ajute în drumul tău, cred că poți să clachezi și să nu ajungi acolo unde ai meritat de fapt. Poți să ajungi la un nivel mai mic, însă, nu știu, nu văd, sunt foarte mulți tineri în ziua de azi care cred că dacă părinții lor au bani, pot să cânte pentru că merg la Etno TV sau uite, pentru că vin la voi la 1 Plus TV sau pentru că merg la emisiuni, însă n-are nicio relevanță treaba asta. Asta cu banii e cumva să cânt și să se bucure mama cu tata, dar oamenii din jurul tău apreciază calitatea ta. Adică dacă tu cânti frumos, poți să fii chemat și să ai cerințe la evenimente, în schimb dacă tu ai bani și cânti așa și așa ca să nu zic rău, ești cerut de mama și de tata în sufrageria ta. Exact. Ceea da, ce la tine nu e cazul. Da. Mulțumesc, bunului Dumnezeu. Vreau să-mi spui, de exemplu, dacă ai câștigat acum o sumă mare de bani, ce ai face cu ei? Depinde de sumă. Să zicem mai 10 milioane de euro. 10 milioane de euro? 10 milioane de euro. Uite, o să sune așa, ca și cum gen vreau eu să zic că bă, vrea el să pară la bun și că ajută și nu știu ce. Dar să știi că îți dau cuvântul meu. Cu siguranță aș da câteva milioane unor oameni care au posibilitate foarte, foarte scăzută și oameni care ar avea nevoie mare, mare de ei. Și când spun asta, mă gândesc la, inclusiv la, nu știu, uite, îți dau un exemplu, sunt oameni bătrâni pentru că tinerii, să știi că tinerii cresc, ajung să poată să muncească, exact, și se descurcă, știi? Potențial, da, au forță, exact, de muncă. Exact, au forță de muncă, ai două mâini, două picioare, poți să faci asta. În schimb, aș ajuta oameni care au un handicap sau oameni bătrâni. Sunt foarte mulți bătrâni. Îți dau cuvântul meu, am făcut un cântec la un moment dat. Mergeam într-o zi pe un drum, mă întâlnim cu un om bătrân și în cântec era că am avut doi copilași și au plecat la oraș, un pui trai sta cu de toate să-mi văd nepoți și nepoate. Și cântecul era ca la final că nu mai dă niciunul dintre copii pe la el, pe la bătrân nu mai dau niciunul, pe la părinții lor practic. Probabil aș investi foarte mult în cariera muzicală pentru că ți-am zis nu se poate nimic fără investiție, nu poți să ajungi în vârf fără să investești. Și cred că, fii atentă, ce aș face? I-am promis mamei, fii atentă, așa, tata o să se uite și o să vadă și cu siguranță o să zâmbească. I-am promis mamei când aveam 10 ani și la un moment dat am auzit o discuție că ea își dorea o mașină, Jeep. Și eu îi spusesem tatălui meu, vezi că vreau să mă duc la fotbal la Craiova, îmi doream maxim să ajung să joc la Craiova, a fost visul meu de mic copil. Și am zis mamei, când am plecat la Craiova în prima zi, am zis, mamă, eu o să ajung fotbalist mare și o să-ți iau mașina aia. Wow. I-aș lua mamei mașina asta și, nu știu, cu siguranță nu mi-aș bate joc de niciun leu din ei. Să știi că sunt foarte cumpătat așa, nu cheltuiesc banii pe prostii. Da, dacă este asta aș face, sigur, i-aș lua mamei mașina pe care o visa ea la momentul ăla. Hai să facem o trecere așa și să o sunăm pe mama ta. Când i-ai spus ultima dată te iubesc? Wow, i-am zis, te iubesc, cred că acum 6 luni, un an. Să știi că... Adică ai chestia, da, asta de a le, da, spune și... ceea ce simți pentru ei. Da, și pentru că familia mea așa a fost educată, adică părinții mei sunt la fel, noi, eu cu fratele meu suntem la fel, adică
eu am fost învățat să le arăt dragostea asta. Dacă o văd pe mama supărată, mă duc cu ea în brațe și zic, hai mă că, uite ce puternici suntem noi, noi suntem cei mai cari. Mai cât ceva, da. Mai spui o vorbă adică, bună. Adică, crede-mă că în momentul de față, nu știu dacă sună bine, dar eu am evoluat super mult ca și gândire. Ți-am zis, sunt oameni răi în drumul nostru, dar dacă noi suntem puternici și ne înconjurăm de oamenii buni, care ne dau energie bună, ăia apun și se ofilesc pe lângă exact, noi cei răi, știi? Hai să sunăm pe mama ta. Hai să sunăm. Cum ar fi să n-aibă nici mama semnat? Cum ar fi? Nu, să sperăm că nu. Bun. Să vedem dacă o surprindem că îi spunem așa niște cuvinte frumoase. O pun pe speaker? Da. Bun. Sperăm să răspundă. Da. Hai că e bine că sună în primul rând. Da, mami. Bună ziua, mamă. Puiul meu. Ce faci? Uite, mă duc cu tati până la Ponoare. Fii atentă, uite, sunt în emisiune la Petro, la 1 Plus TV și da? Am o provocare, dar nu știu dacă e provocare, că eu oricum îți zic destul de des, pot să confirm atale, te-am și pus pe speaker. Trebuie să zic că te iubesc și eu acum îți mai zic încă de două ori, te iubesc, te super iubesc. Și eu te iubesc, mami. Bine. Bună ziua, vă salut și eu de aici, de la emisiune. Mult de tot și eu vă salut și vă pup. Vă pupăm, zi frumoasă să aveți. Te pupăm, să rămână. La revedere, vă pup și eu la revedere. Ah, ce drăguț. Ați auzit? Puiul meu frumos. Ai văzut, nici măcar nu ne-am vorbit. Adică, da. Da. Foarte tare. E mișto să ai o relație așa cu părinții tăi. Da, chiar e. E foarte important și să știi că am avut multe oportunități să plec din zona mea și unul dintre lucrurile care m-au ținut în baia de ramă și nu regret lucrul ăsta pentru că e o împlinire sufletească a mea, dar unul dintre, de fapt nu unul dintre, cel mai important lucru pentru care eu sunt acolo sunt părinții mei. Pentru că, nu știu, consider că trebuie cumva trebuie, să le fii alături, exact, să le fii recunoscător. Exact, și acum pentru... când ei au nevoie de mine, trebuie să fiu și eu lângă ei pentru că ei mi-au dat viață, m-au crescut și și-au pus, nu știu, toată dragostea și toată energia lor în mine și în fratele meu. Foarte tare. Fii atent. Tu ai acum notorietate. Spune-mi dacă mai ai prieteni de când ai început să ai notorietate. Păi, prieteni am, doar că nu pot să fiu sigur că toți sunt sinceri, dar vreau să zic că am doi prieteni la care țin enorm de mult și parte din familia mea. Unul e de la mine din zonă, e chiar de la limită, e gorjan. Și un prieten de la Craiova din perioada când eu am fost la fotbal. Deci pentru mine, cum să zic, ei doi sunt doi oameni de care sunt convins că în secunda asta, dacă îi sun, sunt lângă mine aici. Dacă le zic că am nevoie de ceva acum, sunt aici acum. În rest, am foarte mulți prieteni și încerc să mă compor frumos cu toți oamenii din jurul meu și să vadă că, eu știu, să vadă că sunt un om pe care pot să contez atunci când au nevoie. Hai să vorbim puțin despre cariera ta muzicală. Cât de mult contează pentru tine imaginea? Păi imaginea e... poate cel mai important lucru. Imaginea, să știi că e undeva în echilibru cu talentul, cu talentul cu ce am vorbit noi. Da. Asta voiam să, aici voiam să ajung. Exact. Doar că o să mă extind acum să zic așa cam ce cred eu despre imagine. Să știi că sunt foarte, foarte mulți oameni și răutăcioși care încearcă să îți facă imaginea mult mai urâtă, încearcă să ți-o umbrească. Să știi că așa cum am vorbit despre oamenii buni pe care am întâlnit în drumul meu, am întâlnit și oameni mai puțin buni, însă în momentul de față ți-am zis, pentru mine nu mai contează decât oamenii buni și oamenii care știu că pot să contez pe ei și că, nu știu, pot să iau un sfat de la ăștia buni. În rest, nu mă focusez foarte tare pe ce nu e important în viața mea. Dar imaginea e extrem de importantă și am lucrat și lucrez foarte mult la imaginea mea. Tocmai de asta țin extrem de mult la imaginea mea. Să știi că imaginea înseamnă totul, plecând de la un afiș. Dacă eu muncesc, îți dau un exemplu, eu merg prin festivaluri, câștig niște premii,
îmi sacrific copilăria, da? Da. Că eu plec, îți dau un exemplul meu, pentru că e vorba de mine în emisiunea asta. Eu am mers cu trenul de 50 de ori la festivaluri, că nu putea, de exemplu, să meargă tata cu mine, că el avea treburile lui cu, eu știu, lucra la poliție și așa, și trebuia să merg singur. Și mă urcam în tren, plecam singur și făceam sacrificii multe pentru a-mi construi imaginea asta. Exact. Pentru a-mi face o carieră, un repertoriu și imagine, știi? Și te trezești că poate pe un afiș, ți-am dat un exemplu banal și oamenii din muzică știu despre ce vorbesc, că vine, eu știu, cineva care cântă, cum ți-am zis, în sufragerie, da. Și te trezești cu el sus pe afiș și tu undeva jos aici și tu știi, bă frate, câte sacrificii am făcut eu în viața mea, cât am muncit, cât am respectat oamenii și așa din jurul meu și uite că nu ține nimeni cont de asta, dar cumva treaba cu imaginea e relativă pentru că oamenii ajung să te cunoască și așa, uite cum tu mă știi pe mine și știi ce om sunt. Sunt foarte mulți oameni care mă cunosc. Poate și norocul meu cu fotbalul, am fost la Craiova, am venit aici în Târgu Jiu și Târgu Jiu, vreau să-ți spun că e orașul în care m-aș vedea trăind. E un oraș senzațional, îl iubesc super mult. Am jucat, am avut meciuri prin București, am cunoscut tot felul de oameni, știi? Și oamenii ăștia cumva și-au făcut o părere despre mine personală, exact. Privată, știi? Știu cum sunt eu. De asta e foarte importantă imaginea, că sunt și oameni care nu mă cunosc așa și ei își focusează atenția pe altcineva. Pe imaginea pe care le oferă, exact. Cineva despre mine. Dar ăsta e cumva un criteriu foarte important pe care pot să-l spun oamenilor, că cel mai bine este să-ți faci o părere despre un om atunci când îl cunoști. Pentru că sunt foarte mulți și răutăcioși care încearcă să te denigreze și să spună tot felul de chestii urâte despre tine care n-au nicio treabă cu realitatea. Dar la un om bun, Dumnezeu să știi că îi pune mâna în cap și îl scoate din orice. Să știi. Chiar așa e. Asta chiar așa este. Da. Fii atent, vreau să-mi spui dacă te regăsești în versurile pe care le cânti. Păi nu a fost niciun cântec în care să nu cânt ceva din viața mea și ceva în care să nu mă regăsesc. La un moment dat vorbeam cu mătușa Mariana, cu sora Anicăi, Mariana Ganțu, și mi-a făcut un cântec cu un text în care nu mă regăseam deloc și i-am zis, bă, dar mai lasă-mă, mă, că trebuie să cânt și poate se regăsește altcineva. Corect, mai cânt și pentru alții. Da. Și ea zice, vrei să scânti numai viața ta, dar altul fi avut altă viață, știi? Și îi zic, bă, să știi că ai dreptate, mă, și că așa e, da. Dar până acum, uite, Dansul ca la munte, până când să plâng și cât să oftez. Eram mai micuț atunci, am fost îndrăgostit de o fată și am făcut cântecul ăsta. Am un cântec, acum, încă nu-l știe nimeni, e făcut cu Orchestra Moldovlașca de la Chișinău și vreau să le mulțumesc pe această cale, pe care l-am făcut pentru o tipă pe care iubesc eu, o fată pe care iubesc eu super, super mult și eu cred că o să prindă maxim, o să vezi. Bun, când va fi lansat asta? Mâine, din câte știu eu. Mâine, adică vineri, va fi lansată piesa aceasta despre care tu vorbești? Nu. Piesa aceasta va fi lansată peste ceva timp. Ah, ok. Da. Am zis să păstrăm puțin suspansul și să... Păi știu că lansezi o piesă mâine, vineri, adică. Și nu știam despre ce piesă e vorba. Nu, piesa pentru fata de care eu, pentru fata despre care eu ți-am vorbit, e... am avut mândră o poveste, cum n-a fost și nici nu este. Ne-am iubit fără vreo lege, nimeni nu ne-ar înțelege. E mișto. E mișto, crezi că hai să le găsesc greșențe, da. Bun, dar vreau să-mi spui despre piesa pe care o vei lansa în curând. Piesa pe care o voi lansa în curând e o piesă așa mai satirică. Mm-hmm. Mi-e foarte dragă. Nu cred că aș putea să cânt nimic din ce nu-mi place, că de fapt, ca și răspuns la întrebarea ta asta, e dacă aș cânta ceva în care să nu mă regăsesc, ar fi așa o... cumva... ceva, cum să zic, robotic, așa, știi? Adică, efectiv, cum te-ai pune și cânti, nu te regăsește nimic, știi? În momentul în care cânti ceva de Prejna, de munte, de sentimentele mele, de râurile de la mine din zonă, nu știu, de, uite, de brazii din zona mea, că la noi, la munte, se spune, băi, ești frumos ca bradul în munte, știi? Adică ești falnic ca bradul tot timpul e verde și frumos, știi?
Foarte frumos. Și ai, poți să ne dai un hint de, din această piesă? Pentru că vreau să îi facem curioși pe cei care ne privesc acum. Din piesa ce o să o scot vine? Da, da. Bine, vrei să-ți cânt puțin ea? Da, chiar te rog. Bine. Mă duc să-i în sate la o vrăjitoare, să-mi ghicească în boabe că inima mă doare. Mă duc să-i în sate la o vrăjitoare, să-mi ghicească în boabe că inima mă doare. Spune, maică, spune, ce-mi cade la mână. Spune, maică, spune, într-o săptămână. De Ana că-i frumoasă, ori Maria că-i drăcoasă, ori poate-i Lenuța care-mi dă gurița. Blană, foarte tare piesa asta și vreau să urmărim și noi acum pentru că avem un teaser. Și putem să le dedicăm piesa tuturor Lenuțelor, tuturor Anelor și tuturor Măriilor. Nu? Că de Ana că e frumoasă, ori Maria că e drăcoasă, ori poate e Lenuța sau Petruța. Petruța, ok. Hai să urmărim teaserul și revenim. S-a dus vestea maică pe la noi prin sat, că mă iubesc multe și mie mi-e drag. S-a dus vestea maică pe la noi prin sat, că mă iubesc multe și mie mi-e drag. Spune, maică, spune, ce-mi cade la mână. Spune, maică, spune, într-o săptămână. Că e Ana că-i frumoasă, ori Maria că-i drăcoasă, ori poate-i Lenuța care-mi dă gurița. De e Ana că-i frumoasă, ori Maria că-i drăcoasă, ori poate-i Lenuța care-mi dă gurița. Și am revenit aici la podcastul altceva. Aici ai o energie, fai de mine. Eu îmi vine să mă ridic acum să dansez. Bun, hai să mergem mai departe. Și vreau să-mi spui Sigur ai multe întrebări pentru mine. Așa-i de asta. Fix de asta m-am temut înainte să vin. Am prea multe întrebări, să vezi acum, cum începe. Ține-te, Cosmin. Știi că te așteaptă și provocări, că da. Sunt sigură că la asta da. nu trebuia să lipsească. Bun. Mă simt ca la sosurile picante, stau. Ca la amăruță. Da. Vreau să-mi spui în momentul ăsta de față unde te situezi, ca și din punct de vedere al carierei tale, da. Și unde vrei să ajungi? Păi, în momentul de față, nu știu să-ți spun exact unde mă situez, dar știu cert un lucru, că îmi doresc să fiu cea mai bună varianta mea. Adică să, nu știu, am și eu țeluri ca orice om. Îmi doresc să fiu cunoscut la nivel național, îmi doresc să-mi fie cântate cântecele de generația care vine după mine, îmi doresc să, nu știu, uite, îmi doresc să fiu recunoscut pe stradă de oameni, să zică, bă, uite, Cosmin Bârlan, nu știu, uite ce frumos cântă, uite, are cântecul ăla, uite, știi, adică... Vrei să ai notorietatea asta și a tinerii, a generației Z de TikTok, să apari în trenduri, în TikTok-uri și toate nebunile astea, ai vrea? O să râzi de mine, dar mă crezi că eu nu stau deloc pe TikTok? Nu? Nu, efectiv, nu folosesc. La un moment dat, frate mi-o spunea, bă, mi-am făcut un cont eu și pun astea cu tine și merg bine rău de tot. Facem bambe. Mă suna de lină într-o zi, știi? Și zice, bă, fii atent, mi-am făcut eu cont de TikTok și pun astea cu tine și ai câte 600.000, 700.000 de view-uri la o postare, știi? Am zis, na, bă, pune tu. Fanpage. N-am avut nicio treabă cu TikTok-ul, dar îmi doresc să știi că muzica se împarte în mai multe, adică publicul se împarte în mai multe ramuri. Există public care iubește muzica populară și, eu știu, nu concepe viața fără muzică populară. Există oameni care iubesc muzică house, muzică, eu știu, nu știu. Techno. Exact, bravo, fiecare. Ei bine, muzica populară e, dacă mă întreb pe mine, e identitatea noastră. Când spui, nu știu, România, te gândești la ceva, dacă te gândești la autentic, la România autentică, te gândești la folclorul ăla, la folclorul autentic, nu? Că nu poți să vii acum și să-mi spui mie că, nu știu, ce exemplu de cântec din să România... dau, să nu mă mai trezesc la 5 judecat acolo. Nu știu, un cântec, habar n-am, dintr-un alt gen muzical și să spui că, bă, noi ne-am născut cu asta, când bunica mea, dacă îi spun, zice, asta? Bunica mea zice, nu știu, crești pădure până la cer. Adică, asta înțelegi? Adică noi, asta e identitatea noastră, folclorul autentic, românesc. Și eu, în momentul de față, super împăcat cu ce fac. Nu știu, îmi doresc să merg pe drumul ăsta autentic cât se poate și cât mi-a dat Dumnezeu gândurile astea limpezi. Știi? Spune-mi despre costumul popular, portul popular, cât de mult te iubești?
Păi nu merg... Uite, acum am venit la tine așa pentru că mi-ai spus tu, Cosmin, vino să stăm relaxați, să nu știu la ce... La o discuție. Exact, la o discuție liberă și așa. Dar să știi că nu merg nicăieri fără costum popular. Și lucrul ăsta îl știu de la oameni de la care am luat sfaturi. Îți povesteam de mătușile mele, Anica și Mariana Ganzu, spuneam de doamna Angelica. Chiar și doamna Niculina la un moment dat mi-a zis să nu te prind că te duci pe la vreo nuntă fără costum popular. Și eu am zis, păi de ce? Păi bine, pentru că tu mergi la evenimentul respectiv și tu practic trebuie să fii rolul principal pe ce ține de muzică, da? Ai mers acolo și trebuie să te pândrăgească toată lumea. Și tu cu ce mai ești deosebit de toți oamenii dacă te duci în costum ca alți 300 de oameni de acolo? Exact. Nu? Tu trebuie să, cumva, să fii deosebit acolo. Că de asta te cheamă omul. Bă, vreau să-mi facă o atmosferă frumoasă, vreau să se bucure oamenii de el, știi? Na, și am înțeles lucrurile astea, le-am băgat la cap și încerc să le pun în practică, cât mai des. Și să știi că, uite, la Ponoare, îți dau exemplu anul acesta, când a fost spectacolul, când a fost Festivalul Național. Ponoare, un festival extraordinar de mare care ne reprezintă pe noi mehedințenii. La fel este și festival la Baia Drama, Munte, bra frumos, dar la Ponoare am stat de vorbă cu vreo 3 sau 4 tineri și le-am spus lucrurile pe care și eu le auzisem de la înaintașii mei, știi? Încerc mereu să le explic ce am auzit eu bine, să știe și ei, că dacă nu transmiți lucrurile bune din generație în generație, te trezești că, nu știu, vin la festival și o să cânte de pe telefon, așa, și se uită, știi că la ce e în tehnologia în ziua de azi, nu te mai aștepți la lucruri prea normale, știi? Spune-mi, mai sunt tineri așa care se dedică muzicii populare și sunt pasionați de treaba asta? Da, sunt foarte mulți. Și îți spun cu mâna pe suflet treaba asta, sunt foarte mulți și sunt extrem de mulți talentați. Și sunt extrem de mulți tineri preocupați de lucrurile astea și noi în Mehedinți avem. Uite, o să-ți dau un exemplu. E o fetiță, Cosmina Urșovescu, e din Ponoare, la mine în Mehedinți, care cântă foarte, foarte frumos și respectă tot ceea ce îi se spune. Și cu siguranță drumul ei o să fie frumos dacă o să continue așa. Foarte tare. Eu mă bucur că mai sunt și tineri care... Că în ziua de azi mulți tineri sunt pe partea asta de trap, de muzică cât mai diferită, să fie cât mai diferit și așa mai departe. Adică nu zic că ăsta e trendul, e un val cum au fost și altele, dar eram curioasă din partea asta, din zona aceasta de folclor, cam cât de pasionați mai sunt pe... Să știi că așa de pasionat sunt eu încât îți dau cuvântul meu, am prieteni care își fac nunțile și îmi zic, bă, uite, vreau să organizez așa și așa. Și îmi zic, uite, vreau să fie muzică populară până pe la 1 și după aia băgăm noi, nu știu, ce vrem noi, habar n-am, manele sau eu știu. Și eu le zic, bă, nu la 1, te rog eu frumos, lasă muzica populară până pe la 3 măcar, că hai să cânte muzica populară și după aia bași și tu de la 3 manele sau așa, adică eu chiar încerc să fac ce ține de mine ca să, nu știu, să nu se ducă treaba asta, că gândește-te ce am vorbit mai devreme, nu știu, dacă nu transmiți lucrul ăsta, e vorba de noi și de identitatea noastră și de ce ține de noi ca neam românesc. Asta, cu asta ne identificăm. Port popular, muzica autentică, folclor românesc. Adică sunt două lucruri care ne caracterizează. Noi suntem foarte deosebiți de restul oamenilor din alte țări. Doar că nu înțelegem lucrul ăsta, știi? Adică noi vedem ceva... Dacă vezi că, uite, la hora satului, când vin așa, știi, vine un amalgam, vin amalgam de gânduri, știi? La hora satului, la mine, la Prejna, pe cuvântul meu, bunica mea și multe prieteni de-ale ei și multe doamne din sat vin îmbrăcate în costum popular fără să le zică nimeni nimic. Deci vin la hora satului, ca să nu-ți mai zic că sunt care vin la nunți, așa. Deci nunțile se fac la cort, la sat și vin efectiv așa. Și nu vin că, nu știu, vin... Ca și cum, gen, se mândresc prin lucrul ăsta. Înțelegi? Adică se mândresc că, bă, eu am venit un costum popular. Și poate și... au un costum popular și foarte vechi, cu o semnificație. Exact. Și apropo de treaba cu semnificația, am povestea bunica. De fapt, ambele bunici mi-au povestit că, de mult, cum era... Eu n-am prins, dar știu de la ele și de asta povestesc. Cum era treaba? Adică, tu îți făceai un costum popular. Eu, care eram, de exemplu, vecin cu tine, sau... Tu vecină cu o altă tipă, de exemplu, tu trebuia să ai ceva în plus față de costumul ei.
Adică era ambiția asta, bă, și-a făcut Lena din deal de la, eu știu, nu știu, de la, de pe dealul lui Băietanu, îți dau exemplu că ăsta, da? Și-a făcut cu, nu știu, cu Mătase sau și-a făcut, are boranging, nu știu cum, știi? Trebuie eu vreau să-mi fac să fiu mai tare și când mă duc la cămin să umbrez tot ce e acolo, știi? Bunica îmi zice că avea la un moment dat un costum pe care îl iubea super mult și când venea cineva pe la clacă, se făcea clacă cum am stat noi aici, doar că erau 20. Și la clacă inclusiv vorbeau despre țesături și așa. Și îmi povestește, mamă, eu când veneau la mine, îl luam și îl ascundeam să nu mai dea nici, face nici, eu nu mai dădeam de el. L-ascundeam da, bine. Păi să nu ia să modelul, să nu vadă modelul. Da. Da, pentru că luai modelul și îl făcea altcineva. Și când te duceai la cămin, zicea, ia uite mă, are și aia, nu mai. Ca așa cum, că de fapt s-au transmis oarecum. Doar că acum vii cu tricou, cu nu știu ce, cu rochie, nu știu ce, sau cum merg, știi, adică nu se mai păstrează autenticitatea. Da. Exact. Bun, Cosmin, fii atent, că am vorbit așa mult, mult, mult și vreau să trecem și la a doua parte a emisiunii și să-l cunoaștem noi pe interpretul Cosmin Bârlan. Și avem așa, provocarea am-nam. Deci, bam, bam, s-a zis cu omul Cosmin Bârlan. S-a zis cu omul Cosmin, interpretul acela acum, care ne povestește despre el. Acum, așa. Bună ziua, da, bine v-am găsit. Bună ziua, noi trebuie să fim serioși, acum trebuie să nu arătăm o imagine. Bun, da. Mergem mai departe. Avem am, n-am înșelat vreodată. Te-am luat din start. Mamă, am, n-am înșelat vreodată. Deci dacă spui că nu, nu te cred. Știi cum fac acum? Știi când ești la școală, fii atent, că sar tot așa. Când ești la școală și te pune să ridici mâna și o ridici așa, oh, știi? Doamna, nu eu, da, nu eu. O ridici, da. Vreau eu să ies, dar nu vreau să ies la tablă, știi? Mă fac că știu, dar nu. Recunosc că am înșelat. Da, dar nu-s mândru de asta, să știi. Adică, îs foarte conștient când fac o greșeală și încerc să repar lucrul la mine, crede-mă pe cuvânt. Nu zic asta că e camera pe mine, dar încerc să repar ce știu că am făcut greșit. Chiar sunt așa. Uite, cu mâna pe inimă. Gata, jur pe roșu, ceva zice. Bun, mergem mai departe. Am, n-am uitat să mă duc la un eveniment. Mamă, dacă zic de ce am uitat să mă duc la un eveniment, o singură dată am uitat, dar dacă zic de ce, da, o să... Era mai la început, știi? Și am apucat... Bine, n-am luat avans de la oameni, știi? N-am luat avansul de bani, doar am zis că merg. Și la un moment dat m-a chemat... Asta îți povestesc despre începuturile mele. Da, n-aveam nici agenda, n-aveam... Nimic, eu sunt sincer, adică să știi că dacă... Nu știu, crezi că e cineva care n-a uitat niciodată? Nu există, îți garantez. Sunt convinsă. Da, dar sincer cu tine, că... Și la un moment dat, nu mi-am trecut data, am uitat să trec... Ți-am zis, era la început, nu eram eu cu agenda, că nici n-aveam la început primul an, n-aveam evenimente cum îs acum. Acum trebuie să trec, pentru că am trei programe într-o seară, sâmbătă, îți dau exemplu, da? Sâmbătă asta. Uite, vineri acum când la Craiova și am două programe, într-un loc și după trebuie să merg în alt loc. Trebuie să treci, că nu poți Bineînțeles. Să încurci oamenii, exact. Că până la urmă punctualitatea și cuvântul tău sunt în joc și trebuie să fii serios. Dar am făcut la un moment dat o gafă. Trebuia să merg la un eveniment, gafă că am întârziat, vă zic. Și m-a sunat o tipă de care mi-era drag rău, rău, rău de tot. Ea era mai mare ca mine, eu mai micuț. Dar mi-era așa de dragă încât gândește-te că la un moment dat eram afară cu ea și era frig, i-am dat geaca. Și geaca aia n-am mai spălat-o vreo două săptămâni. Că mirosea ea. Da, și după... Eram, asta, faza asta îți spun, când eram chiar micuț. Dar au trecut ani și ea m-a chemat la nunta ei, știi? Și când m-a chemat la nunta ei, îți dai seama că, bam, s-a șters tot. Da, vin, gata, vin să-ți cânt. Știi, adică îmi doream să fiu prezent și eu. Și ai uitat? Și am întârziat la alt eveniment. Din cauza că am mers la ea. Dar nu puteam să nu merg, că mă gândeam, bă, dar ce îndrăgostit eram de ea când eram mic, știi, trebuie să merg. A zis, trebuie să merg să-mi fac apariția, de fapt. Da. Trebuie să... Da. Bun, deci până la urmă ai uitat cumva. Am uitat cumva, deci... Ai uitat și un eveniment, da? Da. S-a întâmplat. Bun, am uitat versurile pe scenă și am fost obligat să le improvizez. Păi de improvizat, cred că improvizează... nu știu, 70% din oameni câteodată. Păi n-ai cum... Gândește-te că... stai să mă gândesc unde am improvizat eu ultima dată. Am improvizat...
cred că la Caransebeș am improvizat, dar am improvizat bine. Adică știi că dacă improvizezi rău se simte, gen, dacă tu faci improvizație fără rimă, oamenii se prind că nu mai e ce trebuie. Da, și ăsta e un talent, să știi, să poți să improvizezi bine, că dacă, nu știu, dacă faci m-a făcut mama isteț, frumușel și iubăreț, cum am eu un cântec, porcămașa cu flori multe, ca așa e pe la noi la munte. Și dacă eu zic, m-a făcut mama isteț, ca așa a vrut ea, frumușel și iubăreț, că tot așa a vrut ea. Că tot așa a vrut ea. Da, n-are. Și așa, și așa. Da, știi? Adică n-are, nu. Am improvizat, dar rar, nu, nu te gândi că... Și nu mi se întâmplă la anunția asta. Sau, fii atent, să uiți, nu neapărat versul, dar să, să uiți ce urmează sau și să-ți aduci aminte ulterior și să zici, hai orchestra, sau să aveți o chestie, știi ce vreau să zic? Să cumva să te scoată. Să știi că cel mai important e să... Eu când merg la un spectacol, mă refer pe scenă, repet la greu cântecele, pentru că în spectacol ești și filmat, mă refer, se difuzează, poate... Uite, cum rămân. În orice situație vor rămâne. Deci la spectacole, crede-mă, seara în cameră iau cântecul, deși îl știu, îl iau, mă uit pe el și îl mai citesc așa, dau cu ochii de 30 de ori, că nu-ți permiți la un spectacol în direct să faci o greșeală. Dar la anunți, când uiți ceva, hai da, bine! Da, adică hai, merge, da. La nuntă n-ai cum. Păi îți dai seama, să cânti de la, eu știu, la 10, la 3, la 4... Da. Și mai am o întrebare. Când vin oamenii, tu cânti, da? Da. Și vine omul și îți spune ceva la ureche. Mă, frate, cum mai poți tu să fii atent și la cântat și la ce zice ăla și să-ți cânti versurile pe ton și să... Eu nu înțeleg treaba aici, asta. Știi cum fac eu? Zici da. Cânt, nu, eu cânt, el îmi zice, știi? Eu cânt și după aia mă duc și zic, vă rog, mai spuneți odată. Știi, adică nu pot nici pe om să nu-l asculți, că omul vine de drag și vine și îți dă bani ca să-i cânti ceva, știi? Nu poți să te faci că nu-l vezi. Dar eu când termin versul și după aia zic, vă rog, puteți să mai spuneți o dată ce ați zis, de la cine, pentru cine, știi? Da, că mă gândeam, ceva e, trebuie să te scoată acum. Da, uite, am pățit acum, recent, uite, în Târgu Jiu la Ana, a venit un domn, după aia a venit și soția dumnealui și mi-au dat bani din dedicații și nu-mi zicea nume, nimic, știi, și eu ziceam, de la dumneavoastră, nu voiau, adică nu-mi spuneau nume, de la mine... Pentru cutare. Da, știi, de exemplu, de la Cosmin Bârlan pentru Petronela, că e cea mai tare, nu știu, știi? Da, înțeleg. Adică, da. Bun, hai să mergem mai departe și avem, n-am vorbit prietenii urât. În momentul ăsta, dacă mă întrebi, n-am... nici măcar un gând de a vorbi vreun prieten de-al meu urât sau așa. Nu am, efectiv. Consider că e bine să-ți vezi de drumul tău, de viața ta, de... Cred că fiecare om are atâtea treburi de făcut și de realizat în viață, încât trebuie să fii nebun să te focusezi cu bârfa despre un prieten de-al tău sau despre altcineva. Ți-am zis, nu știu, sunt și oameni buni și oameni mai puțin buni, trebuie să... Să-ți vezi de drumul tău, că dacă îți vezi de drumul tău, chiar și pe aia răi îi deranjezi. Că, bă, ia uite, frate, ăsta își vede de drumul lui și ajunge unde și-a propus și nici n-a ținut cont de noi, știi? Adică, na, cred că e super important să nu vorbești de rău. Pentru că, uite, o să zic, toți facem greșeala asta la un moment dat în viață. Normal. Eram... Involuntar, poate. Uite, eram la fotbal, ca idee, și poate mai aveam... Eu știu, ziceam, bă, ăla cred că e mai bun ca mine, dar bă, nu e mă bun, sau nu știu ce, știi? Și acum când analizez lucrurile, îmi dau seama că oamenii de la fotbal sunt în sufletul meu, colegii mei de la fotbal, crede-mă, uite, am în Târgu Jiu, nu știu, pot să-ți dau N exemple de prieteni fotbaliști de-ai mei, la care țin enorm de mult. Când ajung aici, îi sun și dacă ți-am zis, am o problemă sau așa, imediat sunt aici. Sau... De ce ai vorbit pe cineva de rău când tu poți să faci omul ăla eventual să-l atenționezi, să îi spui, bă, uite, așa e bine, nu-i bine să vorbești de rău. Uite, eu am văzut că de fapt îți mult mai împăcat cu mine dacă gândesc bine și dacă n-am treabă cu ce faci tu. Dacă... Sau să-i spui dacă greșește cu ceva, băi, uite așa, da. Asta e părerea mea.
dacă vrei să iei considerare, bine, dacă nu, nu, e fix da. Problema ta. Adică să, dacă, de exemplu, ai ceva ce știi că pe el l-ar deranja și tu nu îi spune da. Drept în față. Și cred, spune... că, cred că dacă ești împlinit și lucrurile îți merg bine ție, te ajungi să nu te mai intereseze ce e în jur. Da, o să fii mai pasiv așa față de bravo, lucrurile da. Din jurul adică, tău. Uite, cazul meu acum, eu îmi doresc foarte, foarte mult și spun asta de ceva timp, dar îți spun că îmi doresc din suflet să-mi fac CD, da? Deja am multe cântece făcute, dar încă mai am câte de realizat. Gândurile mele sunt focusate pe treaba asta, gândurile mele sunt focusate să fiu lângă mama mea și tatăl meu când au nevoie, gândurile mele sunt focusate să trec pe la bunici măcar o dată la două săptămâni, gândurile mele sunt focusate să nu știu, să fiu lângă fratele meu care are nevoie de mine când are sau așa, adică mă focusez pe familie, pe ce pe important tine, pe mine, ta. Pe cariera mea, pe ce e important în viața mea. De ce m-aș focusa pe cei în jurul meu? Nu. Și le doresc sănătate tuturor și să le lumineze Dumnezeu mintea, să înțeleagă că atunci când gândurile tale nu sunt pozitive, ajungi să te încarci tot tu și ajungi și să se răsfrângă. Exact. Și o să-ți dai seama că de fapt va fi neagră tot viața ta și nu a lor. Știi? Bun. Mergem mai departe și avem n-am uitat de unde am plecat. La lucrul ăsta, eu, uite, vreau să fac un pariu cu tine acum, peste așa. 10 ani, să vezi, să nu crezi că acum spun, bă, a zis el acum, dar poate... Eu n-aș putea să uit de unde am plecat în viața mea și dacă vreodată o să mergi, uite, ori la Baia de Aram, ori la mine, la Prejna sau la Cosesa sau așa, să vezi, nu știu, să ai o discuție cu oamenii de acolo, să vezi cum sunt eu. De asta îți spuneam că trebuie să mă cunoști personal, să știi cum sunt. În primul rând... Nu îmi plac oamenii care sunt cu nasul pe sus. Nu, eu nu rezonez cu oamenii ăștia, înțelegi? Sunt în jurul meu oameni care vin și... Ajung sus și, nu, da. Și uită de... Da, băi, și ai sau, fost sau, cumva și jos exact. Și mai ai și alți oameni prin jurul tău. Sau uite, nu știu, cu oamenii care te ajută în drumul tău, ce ți-am vorbit mai devreme. N-ai cum să uiți de oamenii ăștia. Pentru că oamenii ăștia și-au pus amprenta pe tine, știi? Eu nu cred vreodată și cu siguranță nu o să mă înșel că o să pot să uit de unde am plecat. N-am cum să uit asta, pentru că merg în sat și dacă bunica mea îmi zice, bă, du-te cu vacă, eu mă duc cu vacă, adică n-am nicio rușine, n-am, dacă, nu știu, cânt în obor, adică fac chestiile normale, naturale pe care le făceam, nu știu cum să zic, adică... Da, ești natural, ești tu, dacă... Și așa, și culmea e că mi-am dat seama că așa sunt eu frumos. Știi că sunt foarte mulți oameni care ziceau, veneau și ziceau, uite, ai fost cam timid. Păi mie îmi place asta acum. Pentru că eu iubesc latura asta a mea, adică de om cu bun simț. Eu cred că în ziua de azi, bă frate, să ai bun simț și să poți să fii bun cu lumea din jurul tău, e o calitate. E o calitate, e cea mai mare calitate. Toată lumea zice, bă, parcă-i prea cu bun simț, sau bă, parcă-i prea... Păi stai puțin, ce trebuie să fii rău? Nu, apreciază omul când e bun, că de fapt asta e marea problemă a oamenilor din ziua de azi. Că atunci când ești bun te ia peste picior da, și trebuie să fii rău ca să înțeleagă că poți să ai și latura aia. Știi? De-aia unii oameni se transformă și poate nu și mai arată toate părțile bune și își arată părțile rele pentru că alți oameni au profitat de bunătatea lor. Exact. Iar da. Eu ți-am zis, nu o să uit cu siguranță niciodată de unde am plecat și cu siguranță o să rămân același om cu oamenii de lângă mine și cu ceilalți, că n-am nicio răutate cu nimeni. N-am făcut lucruri ilegale. Flori ilegale. Ai făcut lucruri? N-am făcut. Deci ai făcut. Dă-mi un exemplu așa de un lucru ilegal pe care l-ai făcut. Vrei doar unul? Deci ai mai multe, ok. Nu, glumesc. Ilegale, nu știu... Ilegal, adică cu mașina mă gândesc... Ai condus fără permis. Nu, nici gând. Taică-miu a lucrat la poliție 30-40 de ani. Fratele meu e tot la poliție, adică ți-am zis, nu, n-am din astea. Dar am mai făcut la modul, uite, o depășire pe linie continuă. Am mai comis-o. Dar m-a ajutat, lasă, că asta face, cred că toată lumea Dumnezeu și nu te-a prins nimeni. Nu m-a prins nimeni. Și uite, o să zic o chestie. Doamne, deci ce noroc am avut atunci. Am mers la Cluj să cânt și
mă grăbeam super, super tare să ajung la eveniment. Trebuia să cânt la, a fost prima ediție, festivalul Dumitru Fărcaș. A fost un festival senzațional și s-a desfășurat la Casa de Cultură din Cluj. Și mă grăbeam super tare, știam că e un eveniment important, trebuia să fiu prezent. N-aveam haine călcate, n-aveam nimic, plecasem de acasă, mama cu tata erau plecați pe undeva, n-au apucat să-mi calce nimeni și știam că trebuie să încalc eu și trebuia să ajung mai devreme. Bineînțeles că n-am mai ținut cont de viteză și la un moment dat aveam, cred că 130 în localitate și norocul meu care crezi că a fost? Eu mă băgasem că erau tiruri multe în față și să le depășesc pe toate și la un moment dat, tot așa de la Dumnezeu, instinctiv, zic, bă, mă bag aici în dreapta, știi? Și fix la 100 de metri era poliția cu radarul. Da. Știi, adică rămâneai și fără rămâneam permis. 3 luni direct. Da. Da. Chiar 4, că s-a schimbat legislația. Deci, da. E bine că ai avut așa un instinct al tău. Da, adică am mai făcut, dar ilegale să fac ceva, nu. N-am... Asta cu ilegale, să știi că depinde de mediul în care trăiești. Poți să faci ilegale dacă... Trăiești poate dacă, și într-un anturaj exact, care da, face mai multe lucruri sau cine și știe. Și nici asta nu e neapărat obligatoriu, pentru că sunt oameni care provin din, eu știu, familii foarte bune și devin răi pe parcurs, sau oameni care provin dintr-o familie modestă și ajung oameni de respectat și oameni de admirat toată viața, știi? Da. Așa este. Dar eu, ți-am zis, încerc să fiu așa în echilibru și niciodată n-am fost un om care să duc ceva la extrem, știi? Am încercat să am așa un echilibru și să fie mereu partea bună, să tragă mereu partea bună mai mult, știi? Mișto rău de tot. Da. Bravo! Fii atent că mai avem provocări și trecem la cea de-a doua provocare. Continuă versul. Și avem așa. Pa. Bună-i vinul, Ghiurghiuliu. Hai să cântăm. Bună-i vinul, Ghiurghiuliu. Îl cânti cu mine? Da. Bună-i vinul, Ghiurghiuliu, măi diri-diri-diri-li-dari-dari-da. Păi bună-i vinul, Ghiurghiuliu, diri-diri-diri-li-dari-dari-da. Păi cules toamna pe târziu, diri-diri-diri-li-dari-dari-da. Da, cules toamna pe târziu, diri-diri-diri-li-dari-dari-da. Măi pe brumă, măi pe omăt, mă diri-diri-diri-li-dari-dari-da. Păi măi pe brumă, măi pe omăt, mă diri-diri-diri-li-dari-dari-da. Da mult mai beau și nu m-am băt. Diri diri dirli dari dari da. Păi mult mai beau și nu m-am băt. Diri diri dirli dari dari da. Pa, pa. Mișto! Bun, hai că mai avem. Până când să plâng? Până când să plâng? Până când? Păi până când să plângi? S-a oprit. S-a oprit, așa e? De mult. A venit și fericirea. Da? A venit soarele pe strada ta. Până când să plâng, ți-l pot recita ca să nu mai plâng. Nu, eu vreau să-mi cânti. Așa, un pic. Până când să plâng și cât să oftez, să poți, mândră dragă, să poți să mă crezi. Te-am iubit o viață, te iubești acum. Ne-ntâlnim, puiule, dar nu pot să spun. Ce frumos! Da. Foarte frumoasă piesa. Da. Ai avut așa tu un feeling când ai cântat piesa Aveam 19 ani, perioada când am avut cântecul ăsta. Eram și eu mai copil, mai... Da. Erai așa cu mai sentimentele, naiv. Cu... Să știi că, uite... Ascultam tot felul de podcasturi în care oamenii spuneau că nu știi dacă e dragoste când ești copil. Chiar nu cred că e dragoste când ești copil. Adică când ești copil e așa, o chestie din aia de... Nu știu cum să zic. Simți așa licuricii ăia, bă, mi-e drag de ea. Uite, ca să mai povestesc o fază amuzantă. Ți-am zis că-s puțin răcit. Da. Să-ți povestesc o fază amuzantă. Eram în clasa 4, m-am dus la clubul copiilor din Baia de Aramă și îmi era drag de o fată din clasa mea. Și trebuia să cânt de la Pade și până la Baia un cântec, îl învățasem, știam tot. Doar treau să urc pe scenă și să-l cânt, dar știam pe de rost, perfect, îl cântasem acasă, mamei de 10 ori. Mama a zis să-l știe, te duci liniștit. M-am dus și s-a întâmplat să fie fix colega din
clasa mea pe primul rând. Eu ieșisem bucuros, știi? Mi-era drag să cânt. Și am ieșit pe scenă tot, nu știu ce, la microfon pregătit, știi? De la Badeș până la Baia, trec de alu peste Priboaia, așa era cântecul. Și m-am apucat, trebuia să încep cântecul și o văd pe ea, în primul rând. Efectiv, am rămas așa. Mă uitam așa la ea, știi? Mamă, nu venea să cred că e acolo, știi? Și nu l-am mai cântat atunci. Nu cred. Nu l-am mai cântat atunci. A, de atunci, credeam că atunci. Atunci, nu, atunci nu l-am mai cântat. Nu cred asta. Pe cuvânt. Te-ai emoționat? Da, dar nu știu, apropo de dragoste, că de fapt de asta spuneam, asta când ești copil e așa o chestie, mai mult îți șoacă mintea feste, cred eu, știi? Bineînțeles, e da. Conform vârstei exact. La care ești, da, că uite, ușor, ușor te maturizezi uite. Și vezi lucrurile altfel. Da, dar ți-am zis, de exemplu, acum când mă îndrăgostesc, păi mă îndrăgostesc așa cu tot sufletul, adică dacă mi-e drag de o fată, mă îndrăgostesc și, nu știu, încerc să-i demonstrez chestia asta, încerc să fiu acolo, știi? Să vadă că sunt implicat. Când ești copil, ieși prin parc, ieși și tu. Da, hai să mâncăm semințe și mergem acasă, mamă, ce dragoste. Știi, adică, nu știu. Bineînțeles, da. E conform. Dar e mișto și perioada aia, știi? Așa, ușor, ușor îți dai seama și da. Tu de tine, de exact. Personalitatea ta, de sentimentele tale. Și așa mai departe. Bun. Da. Mai avem Niculina Stoican. Wow. De la doamna Niculina pot să-ți cânt cântecul meu preferat. Hai, cântă-mi cântecul. Vrei să-ți cânt cântecul meu preferat? Da. Cântecul meu preferat de la ea e... Geaba beau, geaba mănânc, geaba trăiesc pe pământ. Geaba beau, geaba mănânc, geaba trăiesc pe pământ. Când cu mândra m-am iubit și cu ea eu nu mai sunt. Când cu mândra m-am urât și cu ea eu nu mai sunt. Foarte frumos, e așa foarte profundă această melodie. Mm-hmm. Mm-hmm. Da, e foarte frumos. Mai avem ceva, mai avem de la Ion Dolănescu. M-am născut lângă Carpați. Într-o casă cu mulți frați și cu doruri multe. Pam, pam. Vezi, am știu și eu, ce crezi tu? Bun, fii atent că mai am o piesă. Sunt sigură că aici te pun în dificultate. Ia zi. Stai cu mine, omule, să-ți cânt. Stai cu mine, omule, să-ți cânt. Fii atentă. Ia. Stai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac omul de neca să uite, să-i fac clipe-n viață fericite. Să-i cânt unul pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tâi. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Lai lai la 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 la. Pam, pam. Tu crezi că eu nu știam? Știam că o să-l știi. Știai? Da, dar am zis așa că poate, poate. Fii atentă, ca să vezi că nu m-ai blocat pe nimic. Poți să-ți mai cânt vreo 40 de la doamna Niculina. Ce amuzant ești tu. Lasă că te mai serios? Prind eu pe tine într-o emisiune să vezi atunci ce te blochez eu pe tine. Bun, păi stai că mai am o provocare și tot o să te blochez. Fii atent, dacă ai putea schimba în folclorul românesc și ai avea această putere și drept și așa, ce ai schimba? Ce schimbări ai face? Ce ai schimba? Da. Nimic. Absolut nimic. Păi, n-aș schimba nimic pentru că nu știu, sunt oameni care sunt, eu știu, avizați în treaba asta, adică există etnomuzicologi și oameni pregătiți care de-a lungul timpului au făcut tot ce a ținut de ei să-l aducă la, eu știu, la momentul ăsta. Poate dacă ce-aș schimb, nu știu, eu schimb ce ține de mine, știi? Că asta e ideea, adică nu știu dacă eu schimb, de fapt. Fiecare copil pe care eu îl întâlnesc, încerc să-i transmit dragostea asta de cântec tradițional și de muzică populară, cumva schimb, știi?
Dar nu știu dacă aș schimba ceva... În mod voit sau ceva ce nu-ți place și ai vrea să aș te... Aș schimba, poate... Uite, știi ce aș schimba, sincer, dacă mă întreb pe mine? Sincer, sincer? Sincer. Și sper să nu te supere, nu. Că suntem la televiziune acum. Așa. Aș da o lege prin care televiziunile așa. Să nu primească oameni care nu au talent, doar că plătesc. A, deci cum am abordat noi subiectul cu banii și cu talentul, bravo. Păi bun, asta înseamnă că trebuie oamenii respectivi să cumva să facă un clasament al oamenilor talentați și doar cei talentați să vină acolo, adică să... Nu un clasament, dar uite... Ca idee, să nu aibă permisiunea oricine exact. Să-i vină într-o emisiune da. Dacă e, adică dacă eu, vin, și... dacă eu vin și cânt cățeluși cu părul creț la 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 ce caut în emisiune? Îți dau un exemplu, am zis așa, să faci o selecție cumva, bă, ăsta îl chemăm, dar unul care cântă de drag, lasă-l să-i cânte. Da, pentru că poate tu crezi că, sau se întâmplă de obicei, ca cei talentați să fie puțin dați la o parte și să nu aibă atâta vizibilitate față de cei care... Nu neapărat, dar e cumva o cerință foarte mare și în momentul în care apar 400.000 de oameni care cântă, oamenii nu mai discern care îi are talent trebuie și care nu. Și care nu, înțelegi? Adică oamenii zic, bă, muzică, cântă ăla. Să știi că eu cred că cei care privesc și care ne privesc sunt foarte inteligenți și știu să-și încă au acest, cum să zic, simț și flair, mai ales în ceea ce privește muzica. Sunt foarte mulți, într-adevăr, dar asta se mai păstrează în zona, uite, Târgu Jiu e o zonă cunoscătoare de folclor, ca idee, Gorjul, Mehedințiul la fel, Banatul la fel. Ardealul și Ardealul la fel. Bine, sunt multe zone. Da, nu știu, e și cum spui tu. Sunt oameni care știu să selecteze, dar sunt și oameni care îți duci în eroare de treaba asta. Crede-mă da, pe cuvânt. Crede-mă. Poate că sunt păcăliți de anumite emisiuni. Da, anumite... Adică faci un cântec în studio, mixează din butoane frumos, bam, 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 perfect. Ajunge virală. Filmezi, ajunge virală. Și dacă vii live, s-a terminat... Da. Nu știi? Zic, există, ai și tu dreptatea ta. Da. Dar eu vreau să încheiem acest podcast, că suntem la final, așa, în tonuri muzicale și vreau să-mi cânti piesa ta de suflet, piesa ta preferată. Piesa mea preferată nu o să ți-o cânt pentru că nu e încă promovată, lansată. Ok, asta înseamnă că e ultima piesă pe care o va lansa. O piesă de la mine trebuie să fie, da? De la tine, da, de la altcineva. Da. Piesa ta preferată. M-a învățat, mama, învățat să nu alerg după drag, să nu iubesc fete multe, că nu e așa pe la munte. De-o fi una, de-o fi două, de-o fi 49, le-o iubi la rând pe toate, mamă, să nu fac păcate. Pam! Foarte tare, foarte tare. Să știi că mi-a făcut plăcere să stăm aici de vorbă la podcastul Altceva. Te mai așteptăm pe la noi cu energie din aceasta bună. Să știi că și tu ai o energie super bună și chiar ești senzațional. Mulțumesc. Punem punct aici podcastului. Voi să nu uitați de un like și de un subscribe pe canalul nostru de YouTube. Noi ne revedem data viitoare de la aceeași oră. Bye, bye. La revedere, vă pupăm. Promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. Plus TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare. O nouă imagine.
Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Urmează să vindeți, să cumpărați sau să închiriați un apartament, o casă, un teren, un spațiu comercial sau industrial, echipa Domina Imobiliare vă stă la dispoziție. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.